în ceea ce privește deviația PIB-ului. Deja am intrat de la deficit de cerere la excedent de cerere și se observă unde? Se observă în balanța comercială. Deci dacă mai stimulăm cererea, inclusiv prin reducere de dobândă sau prin alte metode de stimulare a cererii, nu vom crea locuri de muncă decât în străinătate. Nu vom stimula economia internă, că ea este oricum supraturată la nivelul actual. Uitați-vă și la impulsul fiscal. Aici ar trebui să-și dea cu părerea, bineînțeles, și Consiliul Fiscal. Să fie mai clar în poziția sa.